Eu știu că văd de făcut și nevele că eu le-am aranjat cum trebuie. Câte șuturi am încasat în numele dreptății. Și pe asta poate depune mărturie dosul meu, dragilor mei. Voi credeți că n-avem suflet. Să știți că și noi plângem. Și chiar dacă avem un rezervor întreg de lacrimi, nu înseamnă că eu unul sunt nefericit. Iar recompensa mea sunt palmele voastre, dragile mele surori, adică aplauzele voastre. Dar ia, tu nu înțelegi ce prostie ai făcut? Divina ta a pierdut joc! Aoleu, e mai bine așa, uite, ai dat și chestia aia pe jos. Mai bine nici cum păpușile tale astea frumoase. Păpușile mele nu sunt frumoase și nici nu sunt magice și nu vorbesc ca ale tale. Păi, dacă ai avea grijă de ele, poate ar fi și magice și ar și vorbi, zic. Uite, pe ea cum o cheamă? Parcă Alexandra, nu mai știu. Cum nu mai știi? Sunt păpușile tale. Nu m-am mai jucat cu ele de ani buni. Leu. Uite, o să vezi că și ea poate să vorbească. Alexandra, haide, zi ceva. Alexandra... Daria, te chinui degeaba, tu nu vezi că nu vorbește. Aoleu, o să vezi că o să vorbească, mai lasă-mă puțin. Haide, zi ceva. Daria, te obosești degeaba, nu vorbește. Aoleu, bine. Auziți?
Voi o auziți? Ea este aici, gata să ne rănească. Să vă feriți de ea. Dar ce tot zic eu aici, e imposibil să facă asta. E, parcă e peste tot. Ea cu hainele ei stridente și cu zâmbetul ăla prostesc. Ea ne promitea luna și stelele, cele mai mari galaxii și întreg infinitul. Ca să ce? Să plece mai apoi. Ea ne-a tăiat aripile și ne-a împins de pe stâncă strigând: zboară, zboară! Dar în loc să ne luăm zborul, am căzut. Și am tot căzut. Și o să continuăm să cădem până o să ne izbim puternic de sol. Ce le-ai făcut păpușilor mele? Cum le-ai făcut să vorbească? Eu nu le-am făcut nimic, sunt magice, ți-am explicat. Casa asta e magică și uite, ca să-ți arăt, mai au o păpușă. Uite, eu pe ea. Păi, normal că te primi ciudat, pentru că tu ești o păpușă și stai în picioare și vorbești cu noi. Voi nu sunteți normale. Ba, tu ești cea normală. Ar trebui să fie o păpușă normală, dar tu nu ești și eu n-am știut asta niciodată. Simțiți? Spuneți-mi că măcar voi simțiți. Spuneți-mi! Este toamnă! Mereu este toamnă! Doamne, îmi simt traia sfâșiată de frunzele ei, de fiecare strop de ploaie! Îmi tremură oasele, iar unghiile mâinilor îmi sângerează zi după zi! Același vânt îmi cresează buzele și pielea! Nu mai am nici măcar salivă! Păi, mă priviți ciudat! Și nu pot să înțeleg. Chiar și acum, când vorbesc cu voi și păpușile celelalte nu se mai joacă cu mine, nu mă mai au de mână, mă ocolesc. Chiar și ție ți-e frică de mine. Văd asta în ochii tăi. Uneori vă aud spunând: ești nebună! Iar apoi toate întoarceți capul în altă parte, numai ca să nu fac eu parte din acel decor. Sunteți mai rele decât mine! Vezi, acum mă crezi și pe mine că păpușile tale vorbesc? Acum îmi dai dreptă... Acum îmi dai dreptate? Nu, nu dau dreptate! Mai am o băbușă și asta nu va vorbi, o să vezi! Ba, o să vorbească! Hai, Barbie, zi ceva! Hai, demonstrează-i că și tu poți! Haide! De ce nu mă mai iubești? De ce nu mai mă iubești? Întotdeauna când ieșeai afară, mă luai cu tine. Mă țineai de mână, te jucai cu mine și mă mințeai că mă iubești. Dar eu te-am văzut jucându-te cu alte păpuși. Iar după ce au apărut păpușile în cele noi, m-ai dat la o parte. Atunci ca și acum, am încercat să-ți atrag atenția, dar tot nu m-ai băgat în seamă. În sinea mea, credeam că poate eu sunt de vină, că poate hainele mele nu-ți mai plac. De aceea, le-am și stricat. Dar... tu nu ai observat. M-am gândit că poate nu mai mă iubești. Dar cred că chiar așa e. Lor, le-ai cumpărat costume noi, le-ai construit căsuțe, le-ai aranjat și le-ai pieptănat.
iar pe mine m-ai lăsat într-un colț să mă umplu de praf. Și așa ai uitat de mine. Ele ne-au schimbat destinul în alb sau negru, adică bun sau rău. Dar am învățat că o culoare are un infinit de nuanțe, chiar și o non-culoare. Și ca întotdeauna, în orice poveste, binele învinge răul.